Vreau să răspund la acest comentariu de la BYCU1, care l-am primit acum 6 zile. Cu scuzele de rigoare, nefiind electrician, îmi dau seama că nu e ok. Cum adică nu ai avut cablu pentru fază în întrerupător? Dacă vine electricianul după tine, de unde știe? L-ai marcat cu o bandă corespondentă ca și culoare pentru o fază de o anumită lungime. Din păcate, lucrați în așa fel încât ca și cum tot ce voi faceți mentenanță la acea instalație rușinică. Deci, ca să răspund la acest coment, trebuie să vă spun cum funcționează un întrerupător. Ca să vă spun cum funcționează un întrerupător, trebuie să știți mai întâi că un bec care îl voi reprezenta cu un cerc așa și cu un X. Acesta este un bec. Imaginați-vă că este un bec. Are nevoie, ca să funcționeze, să aprindă acest bec, are nevoie de un nul care îl vor reprezenta cu albastru sau mov, ce e ăsta, și o fază care îl vor reprezenta cu roșu. Deci are nevoie de o fază și de un nul ca să funcționeze. Dacă are fază nul, becul se va aprinde, da? Bun. De unde vine această fază și acest nul? Vine, bineînțeles, dintr-un tablou electric. De acolo pornește. Un tablou electric. Care aveți curent în casă, aveți și tablou electric. Aveți ori pe siguranțe fuzibile, deci de acelea care se învârt cu filet, sau automate care ridicați siguranța când pică, da? Să discutăm mai încolo dacă vă interesează acest aspect. Ei, din tablou electric pleacă un nul și o fază într-o doză. Să zicem, doză de legătură. Aici se leagă firele în doza aceasta. Da? Din doza aceasta, nulul poate să meargă direct la bec, fără să fie întrerupt. Da? Poate să meargă direct la bec, fără să mai faci o legătură aici. Însă faza de aici merge într-un întrerupător. Da? Acesta este un întrerupător. Și din întrerupător merge, continuă să meargă până în bec. Întrerupătorul ce face? Întrerupe această fază. Ca să o reprezentăm mai bine, întrerupătorul face în felul ăsta. Vine faza aici, intră în întrerupător, întrerupătorul are o clapetă asta, care dacă se atinge aici, da? E practic un contact care, când îl ridici,
nu mai are contact între ele și când apeși pe îndrobător, face contact între astea două punți. Și atunci curentul, faza, trece prin el, da? Și merge la bec. Înțelegeți? Deci, ăsta e circuitul. Întrerupătorul are rolul să întrerupă faza. Da? Ăsta e rolul întrerupătorului. Întrerupe faza. În momentul când tu nu mai ai fază, becul acesta nu va mai arde. În momentul când nu mai ai nul, becul acesta nu va mai arde. Becul, ca să ardă, are nevoie de fază și de nul. Normal așa se face. Faza se întrerupe, dar nu vă lăsați înșelați. Pentru că și în apartamentul care stau eu, făcut pe vremea Ceaușescu, este invers. Se întrerupe nulul, iar faza merge direct în întrerupător, în bec. De aceea m-am curentat odată. Dacă ați înțeles, sau dacă nu ați înțeles, voi mai face un clip dacă nu ați înțeles. Dar dacă ați înțeles, ați înțeles în mare parte cum funcționează un întrerupător sau un comutator. Vă mulțumesc și aștept noi întrebări cu mare drag să explic oricui. Sper că ați înțeles. Dacă nu ați înțeles, voi face alt clip mai ușor de înțeles. Deși nu știu cum o să fac mai ușor. Dar voi face. Voi găsi o metodă. Pentru asta sper că v-a plăcut. Sper să îmi dați un like sau un de ăla nea, un hate și un subscribe. Dar cel mai important e un coment. Ca să știu ce părere aveți despre ce am spus eu aici. La revedere!